Stimați prieteni, transmit murgeni, camioane, gălăgie, cât un pic de praf pe aici pe acolo, dar asfalt, organizare, un set drăguț la murgeni, o să-l vedem și pe ăla de la banca, patronul lângă noi. Bună ziua, domnule Emisavit! Bună ziua! Domnule, noi am căzut zi în amiaza mare când afară se lucrează. Unde lucrează ai dumneavoastră cu cele mai performante scule la ora asta? La ora asta se lucrează pe un drum județean 244B, la kilometru 24. Turnăm asfalt, stratul de AB2 și venim spre Murgeni, spre kilometru 57. Deci aproape jumătate l-ați și terminat, că v-ați apucat de curând, de fapt. Da, avem două luni și câteva zile, de când am semnat contrașant, deoarece lucrările. Acum avem 24 de kilometri de asfalt turnat în două străduri. Până de acolo, din deal. Da, de la kilometru 0, de la Creția și spre Murgeni. Merg totodată și cu șanțuri și acostamente și trotuare. Sper, și nu sper că n-am pot să spun altceva decât lupt până la de răsputeri, să mă încadrez în termenul care l-am în contract, 10 luni, și dacă Dumnezeu ne ajută, o să realizăm. Dacă facem o socoteală că în două luni și jumătate ați făcut 24 de kilometri din 56, adică aproape jumătate, în celelalte 5 luni ar trebui, dar mai depinde și ce curge de sus. Depinde, am avut reacă și oprit cu ploile astea care ne-au încurcat și n-am putut turna. Într-adevăr, dar de acum să ne gândim că avem o leacă și vine perioada rece, ziua se mai micșorează acuș, ne gândim și la... Deci în astea două luni trage stare. În două luni trebuie să-i gândare să ne apropiem la 80% și după aceea 20%. Ați zis că aveți niște mașini performante care fac câte 180 de tone de asfalt pe zi? Da, am achiziționat o stație Aman, care n-am montat-o, o montez pe data de 6, trebuie să funcționeze. Care face 180 de tone pe oră, nu pe zi. Pe oră? Pe oră. Acum am o stație. Bun, și înghit lucrările respective. Înghit atât asfalt? Cum să nu. Am asfalt deturnat mult și de asta ne-am dotat cu stația asta, să putem să realizăm lucrarea asta în termen ultim. Glumim un pic. Păi în cazul ăsta, gropele din județul Vaslui au zilele numărate? Gropele și bortele? Grupele și botele, dacă vor fi programe și vor fi aprobate, vor fi făcute ca lumea și vor fi aprobate și, eu știu, să facem niște proiecte bune, nu de cârperi, să le cârpim azi și mâine iar să sară, va ține asfaltul, eu știu, cum ține și afară, 15 ani, 20 de ani. Dacă punem acum o plombă, spunem că am făcut treaba, am plombat de aici până la Vaslui, trec camioanele este grele, sar plombele, nu e lucrare de calitate. Transfere vinovat sau via consul sau, nu știu, construcții consul sau... Deci trebuie să fie proiecte, cum este proiectul ăsta care lucrăm pe 244, cu 20 cm de asfalt, care sper că, cât am eu garanție la el, 12-15 ani, va rezista. Tot ai dat garanții, da, 15 da, ani? Da, 12 ani are garanție. Glumiți, domnul. Da, eu... Păi el văd că se strică după un an, după 3, după 4. Nu o să... Și domnia ta, dai 12 ani? Da. Păi eu n-am garanție. Domnul Savi, nu te juca cu vorbele tău. Nu mă joc, dar eu, așa e. Așa, deci 12 ani garanții la asfaltul ăsta care îl faci? Da. Adică bagi stratul de beton de cât și asfaltul de cât? Deci până acum proiectele cu asfalt care le-am lucrat până acum județ, la drum județen au fost de 6 cm stratul de AB2 și uzura 40, 9 cm, 10 cm maxim. Ei, până acum proiectul ăsta este făcut ca pentru naționale. Are un strat de bază, deci AB2 ăsta 10 cm și al doilea este de 6 cm și uzura de 4, deci 20 cm de asfalt. Asta înseamnă că și camioanele grele pot trece din șir. Pentru asta e și făcut, pentru trafic greu. Adică să scurteze drumul dintre Murgeni și prin Dimitrie Cantemir și Vaslui. Corect, să scurteze traficul ăsta. Din toate comunele se beneficiază, că toată lumea a luat mașini de mari, de capacitate, de pe teren, acolo să transportă cereale, greu,
porumbul, știe ce, și iese pe șosea, dacă drumul nu e făcut de calitate, el se rupe, se va și plas. Nu putem să luăm mașinile sau să le dirijăm pe Tarla, să duc pe la Hurs, să vină la Găgești. Deci, prin fața domniei tale, pe aici, pe la Murgen, când e asfaltul cel bun? Asfaltul cel bun este acum, este asfaltul încă bun, este un drum bun, drumul național aici. Dar cred că intră reabilitare și este în 2-3 ani. Nu a fost reabilitat acum vreo 3 ani. Uh-huh. Îmi rădesc că este drumul bun, într-adevăr, are puțini gromi, dar el e la stratul bine. Domnul Savin, sigur că toată lumea vrea drumuri frumoase, bune. Am mers în străinătate mii de kilometri și nu erau broapă. Ei, până faci autostrăzi și toate celelalte, ați fi greu. Dar acum parcă e mai greu. Ce se întâmplă dacă vin vremuri și mai grele? Păi ne gândim și la, m-am gândit și la chestia asta, o să terminăm proiectul ăsta, nu o să mai, văd că nu se mai lucrează, nu mai sunt bani, ce o să facem? Ce face toată lumea și ce să facem noi? O să ne retragem în cazarmă, o să strângem cărțile, utilajele de pe teren și o să lăsăm oamenii exact cât ne trebuie în momentul ăla, sau poate din loc, o să rămânem singuri și o să așteptăm vremurile bune. Asta înseamnă că nu aveți datorii în bănci? Păi datorii în bănci și fac, dacă am datorii în bănci și nu iese de treabă, ce o să fac? O să dăm la bancă ce o să fie ridat, o să le dăm utilajul care le avem gaș pusă, clădiri sau ce mai avem noi, și o să rămânem cu ceea nostru. Cât vă afectează prețurile acum creșterea TVA-ului? Creșterea TVA-ului ne afectează cum afectează toată lumea, ne afectează foarte mult. Adică tot la populație se ia. Absolut. Așa, la noi la fel. Dacă eu am licitat cu TVA-ul 19% și acum trebuie să dau, nu vă dați seama, crește combustibilul în fiecare zi, crește bitumul în fiecare zi, crește CLO-ul. Și absolut toate produsele crește. Eu nu pot să vă modific prețul de... Valabil pentru orice constructor. Aveți clauze care vă permit să adaptați prețul? Nu. Deci nu se poate face niciun rabat din acesta. Deci noi mergem cu prețul... Da, dar asta nu vă... nu scauze de forță majoră? Nu există. Nu. Deci în contract nu există așa ceva. Deci noi mergem cu prețul pe care am licitat până la cap. Deci nu există la banii. Iertați-mă că insist. Știu că unde faceți treabă bună. Vă laud într-un fel pentru că am fost martor la câteva lucruri, am văzut câteva lucrări bune. Dar în condițiile în care cresc prețurile, în condițiile în care TVA-ul s-a majorat, nu cumva ieșiți în pagubă serioasă? Când deodată ne-am făcut calcule, nu e chiar pericol, dar nici bine nu e. O să mergem, o să strângem sacul, cum spune, de la fund, nu de la vârf, și o să mergem cu atenție. Mm-hmm. Mai ne strântorăm la alte cheltuieli și o să mergem să facem lucrarea care trebuie făcută și lăsăm alte investiții. Așa, privind însă într-un fel de perspectivă și oarecum literar lucrurile, domnule Emil Sabin, cum stați în cazul ăsta cu visurile? Visul de mâine, visul de poimâine? Domnul profesor, vă spun că, și foarte cinstit vă spun, răspund la întrebarea asta, nu prea am timp să visez. Nu mă prinde somn, prea mă prinde somn. Cam stau numai de veghi. Vă spun cinstit că, multe miliarde, că mă gândesc că sunt multe probleme și atâta... cu voi de oameni pe capul meu, o lucrare foarte complexă. Cam câți oameni hrăniți? Greșește? Da. E la fel. Sunt până în 200 de oameni. Eu mă gândeam la visul de mai încolo, în sensul că, doamne, visez să mențin firma, să câștig și mai mult, să mai lucrez pe undeva. Dar cine n-ar vrea, nu? Cine nu visează la mai bine? Dar noi suntem mulțumesc așa cum suntem acum, să fie bine, să stăm așa, măcar dacă nu mai bine. Am înțeles că aveți utilaje ultra-performante. Ar putea să fie posibilitatea, apropo de faptul că Moldovenia aproape sau altceva, să lucrați peste? M-am gândit și la chestia asta și chiar ne-am dus, am luat niște căi de sași încă la Chișinău, să ne ducem să vedem poate pasiunea la o licitație pe acolo. Ne gândim pentru viitor să lucrăm. Deci, vecine noștri este... Dar nu îți vreți că vi se rupi inima, dar aveți tot interesul financiar. Dar nici să nu ne lucrăm. Dar ne ducem cu sunt. E aproape, aici să nu ne lucrăm. Deci Transmirul Murgeni este o unitate absolut sigură și la vremuri mai grele. În prezent sunt stăpân pe societate, stau bine, am plătit dările la stat, mi-am plătit salariile la timp,
Deci nu am datorii, în afară de la bănci, de credit care le-am la bănci, la investiții, mă refer la desiguri. Eu zic că e binișor până în prezent.